Bună, eu sunt Teo, iar astăzi vom discuta despre admiterea la medicină. Primul clip pe care l-am făcut eu despre admiterea la medicină a fost acum un an și jumătate, fix în vara în care scăpasem de admitere și o luasem. Și m-am gândit acum să fac cumva un nou clip în care să vă răspund întrebărilor. O să vi-l las și pe acela în descriere. Sincer, nu mai știu ce am spus în el, cum am spus. Știu doar că era al doilea clip filmat ever și eram plină de emoții și na. Acolo oricum știu că v-am spus exact din ce am învățat, cum am învățat. Dar astăzi m-am gândit să vă răspund întrebărilor primite pe Instagram ca să lămurim și mai bine cum stă treaba cu admiterea la medicină. Vă avertizez acum că întrebările le voi lua într-o ordine random, de fapt în ordinea în care le-am primit, adică nu am stat să le sortez, să le aranjez eu într-o anumită ordine pe categorii, ci efectiv le vom lua la rând ca să nu mai pierd timpul. Prima întrebare, care e cea mai eficientă metodă să înveți chimia pentru admitere? Păi, în primul rând, e foarte important să o înțelegi, să înțelegi mecanismele prin care au loc respectivele reacții și să faci foarte multe grile și exerciții. Mie mi se pare că chimia e până la urmă o materie pe care o înveți cu creionul în mână, nu o înveți tocind-o. Chiar dacă din 40 de grile, maximum 5-6 sunt probleme și restul e pură teorie, mi se pare important să știi să faci problemele și exercițiile pentru că, nu știu, dacă doar o tocești și te bazezi pe chestia asta, s-ar putea să ai surpriza să vezi că grilele sunt făcute în așa fel încât să nu te descurci doar dacă ai tocit-o și să ai nevoie cumva să o fi înțeles foarte bine. Așa că, nu știu, nu v-aș sugera să mergeți pe tocitul teoriei pentru că nu se dau foarte multe probleme, cum spun unii, și v-aș sugera să încercați pe cât posibil să o înțelegeți, să lucrați cât mai mult și în felul ăsta nu cred că aveți cum să dați greș. Întrebați-vă profesorii de la meditație sau de la clasă de 10 ori până înțelegeți și, nu știu, încercați să faceți orice vă stă în putință pentru a înțelege acele noțiuni de care aveți nevoie pentru admitere. A doua întrebare, dacă avem COVID în ziua admiterii, o mai putem da? Sincer, nu știu ce să vă răspund. Cred că nici facultatea în momentul de față nu are un protocol pentru asta, adică pentru cei care sunt în carantină. Știu că anul trecut se făcuse o sală specială pentru cei care aveau temperatura peste 37,3 și așa s-a procedat și la examene, la unele examene, sesiunea aceasta. Dar dacă sunteți caz confirmat de COVID și sunteți teoretic în izolare, nu știu ce să vă răspund. Probabil o să se anunțe un protocol exact până atunci, dar cred că e destul de devreme să ne gândim la asta. De obicei, mai grea admiterea sau simularea? Să fiu sinceră, în anul meu a fost cam de aceeași dificultate. Simularea poate e o tentă mai grea pentru că are până la urmă rolul să testeze cât mai bine ceea ce știți și n-ar avea niciun sens să fie mai ușoară decât admiterea până la urmă și chiar mi se pare recomandat să fie puțin mai grea ca să vă dea un imbold, să insistați mai mult pe ceea ce nu cunoașteți foarte bine sau pe ceea ce încă aveți probleme și atât la bio cât și la chimie. Tu când te-ai apucat de învățat pentru admitere, cum procedai? Îți făceai notițe? La chimie eu am avut materia predată de profa mea de pregătire, care e the best, sau mă rog, a fost the best pentru mine. Și practic alea erau notițele, ceea ce mi se preda. Iar la bio și la bio am început să-mi fac notițe încă de la început. Unii îmi spuneau că pierd timpul. Eu cred totuși că nu am pierdut timpul, având în vedere că nu pot să învăț dacă nu sunt scrise de mine. Așa că, da, mi-am făcut notițe, însă la început nu prea aveam noțiunea de notițe și efectiv copiam cuvânt cuvânt ce era în carte la bio. Abia în clasa 12 m-am apucat să le refac și cred că le-am refăcut cam pe majoritatea, astfel încât să insist mai mult pe chestiile pe care nu le știam sau pe detaliile care mai apăreau în anumite imagini. Dar, da, notițele funcționează foarte bine pentru mine, însă știu că nu sunt, nu știu, potrivite pentru toți. Adică nu toată lumea învață bine de pe scrisul lui, unii preferă să învețe direct din carte și, na, cred că e important să vă dați seama care e cea mai potrivită metodă pentru voi decât să abordați o metodă standard care poate a funcționat pentru altcineva. M-a întrebat cineva dacă eu cred că se va introduce și chimia organică la admitere sau rămâne doar biologia la UMF Târgu Mureș. Sincer, nu știu. Ca să fiu sinceră, nu prea am mari cunoștințe legate de admitere din alte centre. Știu doar că la Târgu Mureș, anul acesta Sibiu și Oradea se dă admitere doar la bio sau chimie la alegere.
Dar, na, nu pot să zic neapărat că sunt adeptă acestor admitere, adică mi s-ar părea normal să fie un examen cumva universal pe toate centrele, pentru că până la urmă medicina se face peste tot și ar trebui să fie aceleași condiții de admitere. Acum, cred că o să dureze foarte, foarte mulți ani până să ajungă la acest progres, dar fiecare e liber să aleagă centrul unde vrea să se ducă, în funcție de admiterea care îi se pare lui mai potrivită pentru el. Na. Dar, nu știu, legat de introducerea chimiei, atâta timp cât nu e ceva oficial, nu cred că aveți de ce să vă faceți probleme. Și oricum, dacă e ceva oficial, se anunță cu minimum un an înainte. Adică, n-au cum să vă anunțe acum pentru admiterea din anul ăsta că s-a introdus chimia organică sau o chestie de genul și trebuie să dați admiterea la ambele materii. Și chiar dacă s-ar întâmpla asta, până la urmă toți veți fi puși în aceeași situație. Adică nu cred că ar fi cineva dezavantajat în mod special, ar fi cu toți dezavantajați, deci clar pragul de admitere ar scădea cu totul. Deci nu are efectiv sens să vă faceți probleme legate de asta momentan. Ce atlas recomand pentru admitere? Eu în clasa 11 mi-am luat netărul pe care nu l-am folosit. Pentru că netărul e mult prea complex pentru admitere, l-am folosit abia începând cu anul întâi la facultate. Însă, dacă aș fi știut și dacă ar fi fost pe vremea aceea cărțile la antrenează sinapsele, mai ales ultima carte cu scheme și desene pe care au lansat-o în decembrie, probabil pe aceea aș fi folosită, pentru că mi se pare foarte, foarte bine concepută. O să vă las site-ul lor în descriere în cazul în care vreți să aruncați o privire acolo la ce cărți au. Aceea, Biologia pe înțelesul tuturor, inclusiv cartea cu grile vă recomand, pentru că e atât o carte cu grile cât și o carte cu explicațiile grilelor, sunt la pachete acestea două, de fapt, și mi se pare că sunt super bine explicate. Au scos și o carte cu grilele explicate la chimie, din cartea de admitere la București, și mi se pare că toate acestea sunt așa super mega extra to have, mai ales dacă nu faceți meditații. Și chiar dacă faceți și vi se pare că, nu știu, nu înțelegeți ceva anume și profesorul nu vă ajută, nu vă face să înțelegeți, încercați mereu să căutați soluții pentru problemele voastre și nu lăsați să se acumuleze acolo lacune în materie, pentru că după o să vă treziți în mai, iunie, iulie că aveți o grămadă de lucruri pe care nu le știți și e foarte greu să mai acoperi golurile pe care ai plecat de la început. Nu e imposibil, dar e mai greu decât dacă le-ai acoperi încă de la început. Când este simularea anul ăsta? S-a stabilit data? Crezi că va fi fizic sau online? Nu s-a stabilit data, este încă în discuție, cred, pentru că încă nu s-a stabilit comitetul de organizare, încă se aleg membrii. Și nu știu ce să vă spun legat dacă va fi fizic sau online. Cred că nu depinde numai de facultate, depinde de care va fi situația în momentul actual, mă rog, la acel moment în România, pentru că situația se schimbă de la o săptămână la alta și n-ai cum să preconizezi pe termen de câteva luni ceea ce se va întâmpla. Sincer, în momentul de față, eu cred că se dorește să fie fizic, dar având în vedere că cazurile au crescut foarte mult în ultima perioadă, nu cred, sincer, că va fi fizic. Probabil va fi online. Dar până la urmă, dacă sunteți fair play cu voi și nu încercați să copiați sau, nu știu, să fentați simularea, mie mi se pare la fel de utilă ca una dată, ca una dată fizic. Chiar dacă poate nu e aceeași atmosferă, nu o dați în facultate sau la Romexpo unde o să se țină admiterea, presupun. Nu știu, nu o luați ca atare această informație, pentru că nu știu unde o să se țină admiterea anul ăsta. Tot mi se pare util pentru că vă testați până la urmă cunoștințele și până la urmă subiectele sunt făcute de aceeași comisie care face și subiectele de admitere, deci ar trebui să fie o bună șansă de a vă testa exact cunoștințele. Problemele de chimie la admitere se aseamănă cu cele din cartea de grile? Știu că pe vremea mea, cum sună asta, parcă aș fi dat admiterea cu 10 ani, profa de chimie ne spusese că o problemă se dă clar dintr-unul dintre manualele din bibliografie și una din cartea cu grile. Dar oricum problemele în general merg pe același tipar, doar că se schimbă datele, eventual se schimbă substanțele sau reacțiile, dar modul de rezolvare e același, n-are nimeni cum să reinventeze chimia pentru admitere și să vă dea alte tipuri de probleme. Așa că dacă lucrați cartea de grile de 3-4 ori, nu cred că o să aveți probleme în rezolvarea problemelor. Probleme în rezolvarea problemelor. Înțelegeți voi. Și
chiar nu cred că ai cum să ai probleme, atâta timp cât tu știi să rezolvi toate problemele, toate tipurile de probleme de acolo. Cum să-ți faci timp să tratezi în mod egal materiile de admitere, bio și chimie? Are rost să mai spun încă o dată organizare, organizare și organizare. E important să știți exact ceea ce aveți de făcut și v-am mai spus eu, cred, în mai multe clipuri, că eu în perioada admiterii aveam câte o zi dedicată fiecărei materii, atât pentru vacă și pentru admitere. Weekendul era în general pentru admitere, sâmbătă și duminica, pentru că nu aveam nici meditații și puteam să le acord întreaga mea atenție. Așa că, nu știu, încă o chestie pe care am mai folosit a fost un study tracker în care îmi notam exact orele pe care le petreceam lucrând la bio și la chimie și încercam cumva să le balansez, pentru că eu aveam tendința să lucrez mai mult la chimie pentru că îmi plăcea foarte mult și să ignor biologia. Așa că mi-a trebuit cumva să balansez lucrurile și să insist mai mult pe biologia care îmi crea mie probleme. Așa că ceea ce vă pot sugera e să vedeți exact unde aveți mai mari probleme, pentru că n-are sens acum să le acordați timp egal dacă voi aveți mai mari probleme până între materii, dar nici să existe o discrepanță foarte mare în timpul acordat biologiei și timpul acordat chimiei sau fizicii, depinde ce dați la admitere. E important cumva să vă organizați efectiv timpul, să știți de la începutul săptămânii, când în săptămâna asta vreau să lucrez X teste la bio și X grile la chimie, vreau să repet aia și aia și cumva să balansați lucrurile, adică nu doar să stați o săptămână pe bio și o săptămână pe chimie, pentru că vă pierdeți din antrenament, mie așa mi se pare. Și pentru admitere trebuie să fii destul de în priză și să reușești să faci grilele cât mai repede, ca să te încadrezi cum trebuie în timp. Cât timp trebuie să lași pentru făcutul bulinelor? Depinde. Depinde cât de repede vă mișcați, depinde cât antrenament aveți. Eu personal, încă de prin aprilie, cred, începusem să lucrez testele doar pe buline. Făcusem eu borderouri personalizate pentru testele de bio, câte 60 de seturi de buline și asta m-a ajutat foarte mult, mai ales că și testele de la pregătire, de la meditațiile, dădeam pe buline, pe borderou de admitere și te ajută cumva să și aproximezi cam cât îți ia să faci bulinele acelea și te ajută până la urmă și să-ți faci mâna la îmbulinat cerculețele. Eu aș spune undeva la 10-15 minute maximum. Acum depinde de fiecare persoană. Unora poate să le ia 5 minute, altora poate să le ia jumătate de oră. Bine, jumătate de oră cred că e puțin cam exagerat, dar încercați cumva să exersați îmbulinatul acasă încă de prin aprilie-mai, ca să vedeți și cum merge și cum vă descurcați și cât timp vă ia și lăsați-vă la simulare, nu știu, vreo 20 de minute și vedeți dacă vă încadrați în ele. Dar luați-vă mereu o marjă de 50 minute ca să nu vă treziți că voi ați terminat grilele, dar nu ați apucat să le treceți pe borderou. În ce lună este admiterea de obicei în fiecare an? Admiterea e mereu în iulie, în jurul datei de 20, aș spune, 20-25, depinde când cade, parcă era joia, dacă nu mă înșel, nu mai știu ce exact, dar cam așa, cred că depinde și cum sunt puse probele de bac. Pentru că în funcție de acestea poate să fie cu o săptămână mai târziu sau mai devreme, pentru că na, durează până se eliberează diplomele de bac și până se fac înscrierile, așa că undeva cam la 3-4 săptămâni de la probele de bac e și admiterea. Încă nu știu ce să aleg între medicină generală și medicină dentară, ambele mă tentează. Încearcă să pui în balanță avantajele și dezavantajele fiecărei facultăți, pentru că ambele sunt facultăți grele, sunt facultăți frumoase și sunt facultăți care, na, până la urmă, au nevoie de oameni dedicați. Oarecum, dacă dai greș cu prima alegere, există șansa să te transferi de la dentară la generală sau de la generală la dentară. Acum, eu nu pot să-ți dau un sfat concret, du-te la facultatea X sau Y, în primul rând pentru că eu n-am avut contact cu dentara și în al doilea rând pentru că suntem diferiți și nu știu ce-ți dorești tu. Gândește efectiv că, din generală, de la facultatea de medicină generală, ai o plajă mai largă de specialități pe care poți să le alegi, însă, la medicină dentară, termini mult mai repede și poți să te angajezi mult mai repede. Și acolo există destul de multe specialități dacă alegi să dai și rezidențiatul. Așa că, nu știu, gândește-te pe termen lung ceea ce te-ar face pe tine fericit. Eu personal v-am spus de la început că nu m-aș văzut lucrând ca stomatolog. Nu știu, nu mă atrage, nu mă tentează.
Eu aveam altceva în minte încă de la început și chiar mă bucur că n-am ales dentara, pentru că la un moment dat, după simulare, mă gândeam să dau la dentară, pentru că eram speriată că nu o să intru la generală, dar chiar mă bucur în momentul de față că n-am făcut greșeala asta, pentru că cel mai probabil aș fi regretat după. Cum ne stăpânim emoțiile în ziua admiterii? E o întrebare foarte grea, pentru că eu mereu am fost genul de persoană care a avut probleme cu emoțiile și inclusiv acum în sesiune sunt moartă înainte de fiecare examen, dar trebuie să te gândești că cel puțin pentru admitere ai lucrat un an, doi și te-ai concentrat pe asta și că toată munca ta nu poate să fie în zadar, așa că în alea 2 ore jumate cât durează admitere sau whatever cât o dura în funcție de fiecare centru universitar, te concentrezi fix pe subiecte, nu-ți mai zboară gândul în altă parte, nu te gândești că, mamă, grila asta, nu știu, nu intru din cauza ei, treci peste, te reîntorci la ea dacă mai ai timp și alt sfat mai bun nu am ce să vă spun, pentru că nici eu nu știu. Eu sunt genul de persoană care are foarte multe emoții înainte de un examen, dar atunci când se vede cu subiectele în față, le dă la o parte, emoțiile, nu subiectele, și, nu știu, se gândește doar acolo, se concentrează. Și cred că o singură dată am avut probleme cu concentrarea la un test de la română din liceu, dar în rest cam atât. Și mă rog, la un test de la NATO, primul test de la NATO, acolo m-am pierdut rău de tot, dar în final a fost bine. Mi-am revenit așa spre final. Așa că încercați să dați la o parte emoțiile care nu sunt constructive și să le păstrați doar pe acelea care vă cresc nivelul de adrenalină și vă fac să vă concentrați mai bine. Ce ți se pare mai avantajos pentru admitere? Chimia sau fizica? Eu am dat chimie pentru că mie chimia mi-a plăcut din totdeauna. Fizica mi-a plăcut mai mult în gimnaziu, fizica de liceu n-a fost pentru mine, sincer, și nu cred că aș fi putut să dau admiterea la fizică. Bine, poate dacă m-aș fi chinuit puțin, aș fi reușit. Știu că se spune că admiterea la fizică e mai ușoară și că anul trecut foarte mulți au pierdut din cauza chimiei, că a fost mai greu. Însă, nu știu exact ce să vă răspund. Contează pe ce sunteți voi mai stăpâni. Dacă e să vă gândiți ceea ce vă ajută pe mai departe, eu aș spune chimia. Nu vă ajută extraordinar de mult, pentru că faceți biochimie un an, mă rog, un an jumate, și acolo se folosesc mai mult noțiunile de clasa 11 cu proteine, aminoacizi, lipide și zaharuri. Iar fizica, biofizica nu prea are mare legătură cu fizica din liceu, așa că, na, nu mi se pare că ar fi un argument foarte bun în favoarea fizicii asta. Și biofizica se face doar un semestru, în comparație cu biochimia care se face 3 semestre. Dar acum, din nou, depinde pe ce materii sunteți voi mai stăpâni. Și important este să intrați și apoi, mai departe, în facultate o să vedeți voi cum stau lucrurile, pentru că în facultate aveți 3 șanse să luați un examen. Admiterea e o singură dată pe an. Deci, na, gândiți-vă la chestia asta, concentrați-vă doar pe admitere și abia apoi gândiți-vă ce o să faceți în facultate. Cred că e destul de târziu dacă m-am apucat de-abia acum de învățat, sunt clasa 12-a. N-o să mint și n-o să spun că, mamă, ai 100% șanse să intri, pentru că nu e așa, mai ales dacă nu ai o bază, dar cred că e important să fii conștient de lucrul ăsta, să încerci să faci tot ce stă în putere pentru a intra anul ăsta, dar să te gândești că sunt mari șansele să nu intri din prima și să stai un an acasă, să înveți, să recuperezi totul și să intri în al doilea an, poate chiar cu bursă sau nu știu. Sunt persoane care au învățat biologia într-un an, am colegi care s-au apucat de meditații la biologie în clasa 12 și au intrat cu notă mare, chiar mare, însă chimia mi se pare destul de greu să o faci într-un singur an, mai ales dacă mai ești și clasa 12, mai ești și bacul și mai ești și școală. Dacă, să spunem că, nu știu, ai un an liber, a gap year, nu știu cum se numește în română, atunci da, s-ar putea în astea, nici nu știu câte luni sunt, 4-5 luni, să recuperezi cât de cât încât să intri la taxă sau buget, cred că e puțin cam greu. Dar nu am cum să zic că da, 100% intri. Poate dacă ai fost, nu știu, n-aș spune neapărat olimpic, dar dacă ai avut tangențe și ai învățat mai mult în clasa 10-a și 11-a la bio și la chimie, da, ai șanse. Însă, dacă le iei de la început și nu ai habar de niciuna, nici de bio, nici de chimie sau fizică, nici de nimic, eu zic că e destul de greu. Nu o fi imposibil, probabil sunt oameni care au intrat cu câteva luni de meditații,
și de pregătiri, dar cred că e important doar să nu te demoralizezi în cazul în care nu îți iese din prima chestia asta. Da. Scopul meu nu e să vă demoralizez acum dacă vă apucați de meditație cu câteva luni înainte de admitere. Scopul meu e să vă fac cumva să înțelegeți că nu e o admitere ușoară și că ai nevoie să lucrezi foarte mult și să muncești și lucrurile astea nu se fac așa peste noapte. Așa că nu trebuie să vă forțați, nu trebuie să vă dați peste cap, nu trebuie să vă epuizați, pentru că în final nu veți face chiar nimic, adică cel mai rău caz ajungeți cu o mini-depresie pentru că n-ați intrat și o să renunțați și, nu știu, vă băgați picioarele cu totul în tot ce înseamnă medicină. Dacă ăsta e visul vostru, munciți pentru el, cumva, nu știu, gândiți-vă că există și posibilitatea să nu intrați din prima, asta e, sunt oameni care se pregătesc 2 ani și nu intră din prima și intră anul următor sau în al doilea an sau în al treilea an și ajung medici excelenți. Se întâmplă. Poate ai avut o zi mai proastă sau I don't know. Adică lucrurile astea chiar se întâmplă și sunt foarte frecvente, nu e un capăt de țară până la urmă. Gândiți-vă doar în perspectivă și pe termen lung ceea ce vă face pe voi fericiți. Mai am 2 întrebări. Am impresia de fiecare dată că tot ce știu uit, când fac la bio parcă nu mai știu nimic la chimie și invers. Nu știu ce să spun. De uitat e normal să uiți și de asta am spus mereu că e important să repeți constant, atât la bio cât și la chimie, materia din urmă. Eu înainte de fiecare pregătire la chimie repetam cam tot, cel puțin dădeam așa o citire rapidă caietului și în fiecare săptămână mă concentram cam pe câte un capitol la chimie. Lucram grilele, făceam cam tot, iar la bio cam la fel. Încercam să repet cât mai mult și să repet ca lumea un capitol, cel puțin pe săptămână, cu tot grilele făcute, cu toate grilele făcute la acel capitol. Acum e destul de dubios că spui că atunci când faci bio uiți chimia și când faci chimia uiți bio, pentru că înseamnă că de fapt nu le știi cum trebuie, pentru că n-ai cum să le uiți așa, să ți se șteargă din cap. Trebuie cumva să, nu știu, încearcă să combini testele, să lucrezi teste de admitere și de simulare ca să, na, să reușești la admitere, să te concentrezi să faci și bio și chimie. Că n-ai cum să intri doar cu bio sau doar cu chimie până la urmă. Trebuie să le acorzi amândurora atenție și să, nu știu, încerci să faci tot ce stă în putință, să repezi cât mai bine și să înveți cât mai bine și să înțelegi cât mai bine. Că asta e cel mai important, să înțelegi ceea ce înveți. În rest, nu știu ce sfat să-ți dau, e normal să uiți dacă nu repezi, dar, nu știu, să uiți una când repezi alta, asta e puțin dubioșel. Ok, nu ți-ai aduce aminte toate detaliile, că n-ai, ești om și n-ai cum să ți le aduci aminte pe toate, dar așa măcar vag trebuie să ai idee despre ele, dacă le-ai învățat, dacă chiar le-ai învățat pe bune, dacă nu, înseamnă că nu le-ai învățat cum trebuie, că nu le-ai înțeles și trebuie să le reiei. Altă soluție nu cred că există. Și ultima întrebare, pot intra dacă nu fac pregătire la biologie? Da, i-aș spune că da, pentru că știu multe cazuri care au intrat fără meditații la biologie, însă depinde foarte mult de tine și de cât de critic ești tu ca persoană, cât de critic ești atunci când îți dai teste sau cât de indulgent ești cu tine, depinde cum te organizezi, depinde de foarte mulți factori și nu știu, ți-aș recomanda măcar vreo 2 luni să te duci la un profesor doar ca să te testeze, să vezi pe ce mai ai de lucrat, mai ales dacă ți se pare că atunci când lucrezi simulări și admiteri nu iei niște punctaje foarte strălucite, pentru că se poate să pierzi admiterea din cauza asta, că nu i-ai acordat destul de atenție materiei, pentru că ai avut impresia că te descurci singur. Așa că, nu știu, dacă vreți să fiți independenți pe partea să meditați sau nu vă permiteți, sau, nu știu, încercați măcar să mergeți la câteva teste, să vorbiți cu un profesor să vă testeze și să vedeți cum stați cu materia exact, pentru că, na, până la urmă doar așa îți dai seama. De învățat oricum mare parte se învață singură materia, adică, mă rog, singură. Învățați voi cu voi, profesorul doar vă explică anumite mecanisme teoretic și vă atrage atenția asupra lucrurilor mai greu de înțeles sau peste care mulți trec. Dar profesorul nu vă bagă până la urmă teoria în cap, voi sunteți ea care învățați până la urmă și profesorul e important. Dar nu el duce munca cea mai grea, voi o duceți. Bun, cam asta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă mai aveți întrebări puteți să-mi lăsați în comentarii și dacă mai aveți alte idei de clipuri pe care vreți să le fac, tot la fel puteți să-mi scrieți în comentarii sau pe Instagram, unde mă găsiți pe Studying with Passion. Asta a fost și clipul de astăzi.
Sper că v-a fost de folos și că v-a mai rămurit așa cât de cât. Nu uitați că am mai făcut încă un clip în care am vorbit despre care sunt cărțile din care am învățat, cum am învățat, ce am făcut, bla bla tra la, și pe care o să-l las în descriere. Și până data viitoare, eu sper să ne auzim cu bine. Bye!